Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă vorbesc despre 3 parfumuri de la Escada. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. După cum vedeți, avem aici parfumurile de la Escada, Candy Love, Fairy Love, Show Me Love, totul roșu, totul bombonicios, cu inimioare. Aceste parfumuri mă duc gândul la ziua îndrăgostiților, la luna februarie, care va veni în curând. Din această cauză vreau să vi le prezint. Știu că în această serie mai este unul, mai movuliu, dar acela încă este destul de scump din punctul meu de vedere, dar sunt cu ochii pe el. Dacă cumva îl voi găsi la un preț decent, mi-l voi cumpăra. Ele sunt cumpărate de pe Parfumo. Acolo le-am găsit la cel mai bun preț. Și vreau să vă vorbesc despre ele. Sunt parfumuri care pot fi făcute cadou de ziua îndrăgostiților, de ziua femeii, de 8 martie, de 1 martie, de ce vreți voi, oricând și oricum. Mie mi se par feminine, jucăușe, da, nu au ele cele mai bune n-au cele mai bune siaj sau performanțe, dar sunt așa de frumoase și mie îmi plac foarte mult. Le voi lua în ordinea aparițiilor pe piață și primul care a apărut este Candy Love în ediție limitată. Eu am apă de toaletă la 100 de mililitri, de fapt cred că este numai apă de toaletă, a apărut în 2020. Cam așa arată cutiuța și haideți să vedem și parfumelul. Parfumelul arată așa. Și mie îmi place foarte mult. Să pulverizez un pic pentru a-mi aduce aminte de el. Vai ce frumos este, vai ce frumos este. Deci mie îmi place foarte mult. Bun, haideți să vorbim un pic despre acest parfum, care este un parfum floral fructat, a apărut în 2020. Are ca note de vârf măr caramelizat de mijloc, trandafir de bază, frișcă și vanilie. Ce puteți să vă doriți mai mult? Ce poate fi mai sexy, mai gurmand, mai feminin, mai despre dragoste, decât aceste note extraordinare? Îmi place că scrie aici Escada, nu știu dacă se vede foarte bine. Bun, deci este un parfum dulce, cu frișcă, cu măr, fructat, tineresc, feminin. Pe pielea mea în jur de 4-5 ore, pe haine mult mai mult, dar este atât de jucăuș, atât de sexy. Are un aer, îți dă un aer tineresc, un aer de bună dispoziție. Și să știți că este complimentat de către bărbați pentru că dă acea, cum să zic, o dulceață, acea stare de bine pe care și ei o simt. Vă recomand pentru a-l face cadou domnișoarilor, doamnelor, cred că orice femeie s-ar bucura de acest parfum. Nu are el așa performanțe extraordinare, nu se simte de la 10 km, dar e atât de frumos și atât de perfect pentru primăvară și vară. Și de aceea vă spun că nu ar trebui ratat. Și am vorbit aici despre Candy Love. Trecem la următorul, care a apărut în ordinea apariției, este Fairy Love, tot ediție limitată, apă de toaletă la 100 de mililitri. Aici vorbim despre un roșu mai puternic cu alb. Vă dați seama ce bine ar veni cu un șnuruleț de acela de 1 martie, foarte, foarte frumos. Și haideți să vorbim și despre acest parfum, care, bineînțeles, este roșu cu alb. Și acesta e tot un floral fructat. De fapt, toate sunt floral fructate. Acesta este, să zic, față de Candy Love, un pic mai serios. Așa zic eu. Tot în aceeași sferă de dulce, de
gurmand, de feminin, dar parcă are ceva acolo un pic mai serios. El a apărut în 2021 și are ca note de vârf pară, nașis, meură, portocală, de bază iasomie și, pardon, de mijloc iasomie și de bază alune. Deci, este un fructat, este dulce, are și flori albe, are și ceva nuci. Cred că aceste nuci îl fac puțin mai serios, mai așezat, mai ușor de purtat și de o doamnă mai cochetă, să zic așa, dar la fel, este gurmand, este sexy, este, îți dă acea stare de bine, de primăvară, de tinerețe, te simți bine cu acest parfum, foarte, foarte frumos, la fel, o persistență în jur de 4-5 ore, nu are un siaj extraordinar, dar cum v-am spus, arată așa de bine și te face să te simți așa de bine, că nu contează neapărat că nu lași dură după tine, este perfect pentru tine și pentru persoana dragă care stă lângă tine. Este un parfum foarte frumos, un pic mai serios decât Candy Love. Bun, lăsăm și pe acesta aici și trecem la următorul, care a apărut în 2022 și se numește Show Me Love, tot ediție limitată, apă de toaletă. În schimb, la acesta eu am 30 de mililitri. Uitați, scrie Love peste tot, deci clar, este perfect pentru lunile februarie și martie. Din această cauză am vrut să vi-l prezint acum. Pentru a-l căuta, pentru a-l urmări, pentru a-l cumpăra la un preț mult mai bun, să vi-l prezint și pe acesta, vorbim despre un roșu mai puternic. Uitați cât este de frumos această inimioară. Este, are culoarea de roșu mai puternic, vedeți? De acesta nu putem face, cu acesta nu putem face comparație, că acesta e roz. Dar vorbim aici despre un roșu mai puternic, mai multă dragoste. Tot la fel, un floral fructat din 2022, care are ca note de bază afine, de mijloc iasomie, toate au iasomie, după cum vedeți, și de bază pricomigdale și, iarăși, afine. Deci, acesta este preponderent fructat mai mult. Este un parfum perfect pentru luna februarie, când încă este frig, pentru că este fructat, are vanilie, migdale, este dulce, este sexy. Dacă celelalte le-am purta și când este mult mai cald, acesta parcă cere un pic de vreme rece, de tranziție, februarie, martie. Este mult, mult mai fructat, îmi place foarte mult, mi se pare puțin mai puternic decât celelalte două dinaintea lui. La fel, feminin, îți dă o stare de bine, foarte, foarte plăcut. Foarte plăcut, foarte plăcut. Se simt fructele acelea, finele acelea și este mult mai așezat, dar este foarte frumos. La fel, o performanță acolo în jur de 4 ore, dar uitați cât este de frumoasă sticluța. Este mică, 30 de mililitri, îngentuță, nu mă deranjează. Pe acesta îl voi purta acum, în această perioadă. Dar este foarte frumos, foarte frumos. Mie îmi plac aceste parfumele. Știu că foarte multă lume au spus, a, sunt tinerești, sunt prea joviale, așa, dar să știți că îți transmit un vibe bun, sunt feminine, transmit dragoste și eu consider că sunt perfecte pentru a fi făcute cadou femeilor dragi din viața voastră acum, în februarie, martie, poate și de Sfintele Sărbători de Paști, merg foarte bine ca și cadouri. Sper că v-a plăcut acest clip, mie mi-a plăcut foarte mult, iubesc aceste parfumuri, nu fac ele parte din cele mai bune parfumuri, dar sunt așa de frumoase și îmi dau o stare așa de bună și arată extraordinar de frumos. Vă pup, vă mulțumesc mult, mult de tot că sunteți alături de mine și ne vedem la următoarele clipuri. Pa, pa!